Dumnezeu e unul singur. Sărbători pascale pline de lumină. Sărbătorile pascale să vă fie un prilej de introspecție și meditație. Vă doresc din tot sufletul liniște, sănătate și multă lumină. Vă doresc din suflet tuturor sărbători binecuvântate și multă, multă sănătate. Paște fericit! Pentru că anul acesta suntem cu toții acasă, haideți să căutăm lumina în sufletul nostru și nu în clădiri. Paște luminos! Eu acasă la mine, tu acasă la tine, să avem totuși sărbători cu bine. În sufletul tău o să-i găsești și pe cei dragi. Stai acasă. Paște fericit! Tuturor colegilor, prietenilor, spectatorilor care sărbătoresc învierea Domnului, vă urez pe care în toată inima Paște fericit. Vă doresc multă lumină în suflet, în casă și pe masă. Paște fericit! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Dacă n-ai păstrat distanțarea socială, Paște fericit! Dragă iepurașule, am o rugăminte. În acest an o să te rog să vii cu mască și cu mănuși. Doar așa poți să faci sărbătorile cu noi. Sărbători luminate. Dragilor! Sărbători fericite și diferite. Luța! Paște fericit! Așa! Paște fericit, tigri! Paște fericit! Paște fericit! Sărbători frumoase și pline de lumină! Fie ca sărbătorile pascale să aducă în această perioadă grea lumină și pace în sufletele noastre. Sfintele sărbători pascale să vă găsească plin de speranță, încredere și multă liniște sufletească. Existența este tristă în aceste zile, oameni buni, dar trebuie să învățăm pentru că suntem. Hristos a înviat! Eu și mielul meu vă urăm un Paște fericit! Vă doresc să aveți un Paște fericit alături de cei dragi, să fiți sănătoși, să aveți multă liniște și pace în suflet, și să ne revedem cu bine. Paște fericit! Dragi spectatori, mă numesc Elena Purea și vă urez să aveți un Paște binecuvântat, cu multă liniște, cu sănătate, cu tot ce vă doriți. Și să ne vedem cu bine în salele de teatru. Hristos a înviat! Anul acesta, sărbătorile pascale vor fi diferite. Vom sta acasă, pentru binele nostru, dar și al vostru. Paște fericit! Pace, iubire, familie, încredere, speranță și lumină. Sărbători minunate! Salutare! Dragilor, eu atât am a vă spune. Sărbători liniștite, stați acasă și să ne vedem sănătoși. Pup! Bucuriile vin din lucruri mărunte. Liniștea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Sărbători pline de lumină vă doresc. Fie ca sărbătorile pascale să vă aducă lumină în suflet și în casele dumneavoastră. Mirosul florilor s-a mutat în detergenți de vase și săpun. Fluturii în stomac și întâlnirile în online. Cu toate astea știu că iubirea, înțelegerea nu s-au mutat din sufletele noastre și ele sunt cele care ne vor face sărbătorile fericite. Paște fericit!
Iepuraș, coconaș, a fugit peste imaș, cu familia în casa stat, de Paște s-au bucurat. Sărbători fericite! Paște fericit! Lumina și căldura Paștelui să ne încălzească sufletele, să ne lumineze mințile, să ne deschidă inimile spre iubire, credință și iertare. Să fim mai buni și să dăruim iubire celor dragi. Sărbători fericite! Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos să vă aducă în suflet lumină și bucurie alături de cei dragi. Ar fi bine să avem sărbători cu liniște sufletească și, bineînțeles, stați acasă și aveți grijă de voi. Hristos a înviat! Fie ca Sfintele Sărbători de Paști să vă aducă lumină în suflet și în gând. Hristos a înviat! Noaptea învierii, când clopotele bat, cu lumânări aprinse, cu sufletul curat, să spunem împreună: Hristos a înviat! Paște fericit! Vă urez tuturor, ca de Sfintele Sărbători ale Învierii, să aveți parte de liniște, de dragostea celor din jur și de încredere. Pentru că iubirea și încrederea au învins întotdeauna. Hristos a înviat! Bună! Sunt Radu Anastas și vă urez ca Sfintele Sărbători de Paște să vă aducă în suflet bucurie și iubire. Un Paște luminat alături de cei dragi! Vă invit la concurs de ciocnit ouă! Nu știu cât timp o să avem. Iepurașul de Evgenii Grișcoveț. Iepurașul stă în ploaie, de stăpână i-a lungat, de pe bancă el nu poate, el nu poate să coboare. Până la piele s-a udat. Sărbători fericite! Și dacă anul ăsta iepurașul n-o să ajungă, e pentru că stă în casă.